Ministerul Educației nu a publicat încă regulile privind înscrierile la grădiniță pentru anul acesta. În anii trecuți, acestea erau deja afișate. Părinții dau acum din umeri și caută răspunsuri la întrebări precum care sunt criteriile de înscriere în grădinițele unde numărul de locuri e mai mic decât numărul de copii pentru care părinții cer înscrierea, precum și care este calendarul. Dacă nimic nu se va schimba, atunci părinții trebuie să știe că pentru departajare vor fi luate în considerare următoarele criterii. Existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți, existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte, existența unui frate sau a unei surori înmatriculate în grădinița respectivă, existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului. Repartizarea copiilor s-a făcut în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil. Criteriile specifice de departajare se aplică numai după criteriile generale. Ele sunt realizate de fiecare grădiniță cu aprobarea Consiliului de Administrație al acesteia și avizul Inspectoratului Școlar Județean. Ministerul Educației a mai precizat anul trecut că și copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani pot fi înscriși la grădiniță în grupa mică, dar în limita locurilor disponibile.